Hello, dragii mei dragi! Da, știu, a trecut foarte mult timp de când nu mi-am mai arătat fața pe aici, însă nu mi-am propus niciodată să mă ocup de acest vlog în mod constant, pentru că, pur și simplu, timpul nu mi permite. Oricât de mult aș vrea să postez frecvent, este imposibil. Dar să lăsăm acest mic aspect deoparte, pentru că astăzi vreau să vă vorbesc despre cele 5 cărți scrise de Ruta. Ruta Sepetys este fiica unui refugiat lituanian. Litonia, Letonia și Estonia au dispărut de pe harta Europei în anul 1941 și au reapărut în 1990. Ruta s-a decis să fie glasul a sutelor de mii de oameni care și-au pierdut viețile în timpul politicii de epurare a regiunii baltice duse de Stalin. Ea este autoare de ficțiune istorică și a prins foarte tare la public. Printre Tonuri cenușii este cartea ei de debut. După ce a auzit o viață întreagă povești despre cel de-al doilea război mondial și despre deportările din țările baltice, mai ales că ea este fiica unui refugiat lituanian, s-a decis să scrie o carte. Cam toate personajele ei sunt tineri adolescenți, cumva ea acestui public se adresează în mod special și eu cred că și-a ales personaje cu vârste fragede tocmai pentru a-și face cititorii să se identifice mult mai ușor cu personajele sale. Voi vorbi despre cele 5 cărți ale sale în ordinea în care le-am citit eu, nu în ordinea în care Ruta le-a publicat. Printre Tonuri cenușii este prima carte pe care ea a publicat-o, dar este și prima carte pe care eu am citit-o. Eram în liceu și prietena mea cea mai bună își cumpărase această carte, mi-a împrumutat-o și mie și să spunem că a fost dragoste la prima pagină, cam așa ceva. Acțiunea începe în Lituania în 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial. În centrul acțiunii se află Lina, o adolescentă de 15 ani, al cărei univers se destramă și viața ei ia o întorsătură radicală. Totul începe într-o seară, când se aud bubuituri puternice în ușă, semn că poliția secretă sovietică, NKVD-ul, își făcuse apariția în pragul casei. Poliția îi arestează pe Lina, pe frățiorul ei mai mic în vârstă de 10 ani și pe mama lor. Printre Tonuri cenușii se bazează parțial pe poveștile pe care Ruta le-a auzit de la supraviețuitorii represiunilor sovietice din statele baltice în timpul unei vizite la rudele sale din Lituania. Să nu credeți că este doar o carte despre război. Fiind vorba de adolescenți, de ce să nu-și facă loc și dragostea adolescentină, nu-i așa? Prin urmare, în această carte l-avem și pe Andrius, un tânăr de 17 ani, pe care Lina îl întâlnește în trenul către lagărele de muncă. În plus, cartea se citește foarte ușor, capitolele sunt mici și mie îmi place foarte mult stilul acestei autoare pentru că te face să simți ce simt personajele ei, te face să fii acolo. Și nu întâlnesc chiar constant această abilitate. Următoarea carte pe care eu am citit-o de la Ruta este O mare de lacrimi. Cartea este despre o tragedie care s-a petrecut la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. O tragedie înscrisă în istorie drept cel mai cumplit dezastru maritim. Și nu, nu este vorba despre Titanic. O mare de lacrimi este despre scufundarea vasului german Wilhelm Gustloff în Marea Baltică. Pe 30 ianuarie 1945, nava încerca evacuarea a peste 10.000 de civili răniți, oficiali naziști și personal militar. Cu toții erau refugiați din calea Armatei Roșii. În acel moment, nava a fost surprinsă și torpilată de către un submarin sovietic. Este cel mai mare dezastru maritim pentru că numărul morților îl depășește pe cel de pe Titanic. Printre refugiații care caută o cale de scăpare din fața morții se află și trei adolescenți, Joana, Florian și Emilia. Viețile lor se intersectează în drumul spre nava care le promitea salvarea. Pe parcursul cărții aflăm și care sunt secretele lor incomode, pe care nu ar fi vrut să le afle nimeni niciodată. Pe de altă parte, Joana este mai mult ca sigur, părerea mea, verișoara Linei din Printre Tonuri cenușii. Asta așa ca o paranteză, eu chiar am cunoscut-o pe Ruta atunci când a venit să lanseze O mare de lacrimi în România. Evenimentul a avut loc în București, la Cărturești Carusel și a fost atât de plăcut să o întâlnesc și a fost foarte, foarte drăguță
Și la sfârșit ne-a dat autografe și a așteptat să trecem cu toții pe la ea și a făcut poză cu toată lumea. Am și eu o poză cu ea pe care o să o afișez pe aici, pe undeva. A fost foarte drăguț și mă bucur tare mult că am cunoscut-o. Nu frecvent mi se întâmplă să întâlnesc autorii mei preferați, pentru că, din nefericire, nu prea citesc autorii români, pentru că nu am întâlnit până acum nicio carte care să mă dea pe spate. Bine, mă refer la autorii românii contemporani, pentru că, de exemplu, sunt mare fană Mircea Eliade. Din nou și aici am avut capitole scurte, o carte care se citește ușor și îmi place la Ruta că nu se pierde în foarte, foarte multe detalii în descrierile acelea lungi care acoperă o pagini întregi. Nu. Este pe narativ foarte mult și nu pierde vremea. Ceea ce îmi place foarte mult, pentru că nu sunt o mare fană a descrierilor. Asta este. Următoarea carte pe care eu am citit-o de la Ruta este Fântânile Tăcerii. Acțiunea se petrece în Madrid în 1957, atunci când Spania se afla sub dictatura fascistă a generalului Francisco Franco. Este o perioadă în care mulți turiști și oameni de afaceri străini vin să viziteze Spania. Printre aceștia se află și personajul nostru, Daniel Matheson. Sper că am pronunțat bine numele. Daniel este un adolescent de 18 ani care vine în Spania împreună cu părinții lui. Tatăl său este un magnat al petrolului, iar Daniel al nostru speră să se familiarizeze, să se conecteze într-un fel sau altul cu țara natală a mamei lui. Desigur, își propune să facă acest lucru prin intermediul camerei de fotografiat, el fiind pasionat de fotografie. Daniel o întâlnește pe Ana, care lucrează la hotelul Hilton și este însărcinată să aibă grijă de familia lui și implicit de el. Ana și familia ei sunt victime ale regimului lui Franco. Ea a fost învățată să tacă și să nu aibă încredere în nimeni din cauza trecutului său și al familiei sale. Daniel observă tot felul de lucruri care nu sunt în regulă și observă aceste aspecte prin intermediul camerei de fotografiat. Ei bine, în momentul în care ar trebui să se oprească pentru că ceea ce face este foarte, foarte periculos, el este încăpățânat, nu renunță și preferă să meargă mai departe pentru a demasca, într-un fel sau altul, ce se petrecea în Spania, care era adevărata față a regimului lui Franco. Ce mi-a mai plăcut este faptul că autoarea a inserat în această carte fragmente din presa vremii, fotografii, mărturii, iar toate acestea au dat un plus de veridicitate cărții. Pentru a scrie Fântânile Tăcerii, Ruta s-a documentat timp de 8 ani de zile. Cum vedeți, am ales să nu dau foarte multe detalii despre ce se petrece în aceste cărți, pentru că nu vreau să vă ofer spoilere, așa, gratuite. Cărțile se citesc ușor, toate sunt în același stil. Capitole scurte și termin un capitol și nu știu cum, Doamne iartă-mă, dar trebuie neapărat să te apuci de următorul, cu greu te poți opri, cel puțin acesta a fost cazul meu. Următoarea carte pe care eu am citit-o de la Ruta este Sfârșitul șoaptelor, decembrie 1989. Este o carte de suflet pentru mine, să zic așa, pentru că este o autoare străină care a ales să scrie o poveste despre istoria noastră. Ceea ce este fascinant, pentru că, sincer să fiu, n-am prea mai întâlnit și mă bucur că istoria noastră i-a atras atenția. Acțiunea se petrece în România în 1989, într-o perioadă în care în Europa se prăbușau toate regimurile comuniste. Cristian Florescu, în vârstă de 17 ani, visează să devină scriitor, însă românilor nu prea le era permis să viseze în acea perioadă. În mijlocul dictaturii tiranice a lui Nicolae Ceaușescu, Cristian este șantajat și racolat de către securitate pentru a deveni informator. Cristian al nostru are de făcut alegeri grele, pentru că nu puteai să refuzi în acea perioadă să fii informator dacă securitatea își dorea acest lucru. Și trece prin tot felul de întâmplări care mai de care mai... Nici măcar nu știu ce cuvânt să folosesc. Mai surprinzătoare, mai cutremurătoare. Totuși, să-ți imaginezi un tânăr trecând prin toate acțiunile, prin toate evenimentele la care a fost supus Cristian,
nu știu cât de ușor ar fi. Cristian își dorește foarte multă libertate. Își dorește să viseze, își dorește să nu-i mai fie teamă, să nu mai fie ascultat non-stop, să poată să aibă și el o adolescență normală. Și își dorește libertate pentru România. Drept urmare, el se alătură cu inima deschisă revoluției și luptă pentru a produce o schimbare. În plus, unul dintre personajele din această carte apare și în Fântânile Tăcerii, exact cum s-a întâmplat cu Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi. Autoarea povestește la sfârșit cum s-a documentat pentru a scrie această carte și credeți-mă, bibliografia este imensă. Nici mai știu, se înșiră pe câteva pagini bune. Da, deci începe de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagini de bibliografie pentru această cărticică. Impresionant. Autoarea a venit în România pentru a-și promova prima carte, Printre tonuri cenușii, asta fiind în anul 2011, și încă de atunci a început să se documenteze. Am trăit altfel evenimentele din această carte, fiind vorba de România, nici nu aveam cum altfel. Dar atât de bine a fost scrisă această carte și atât de bine am intrat în poveste, încât parcă m-aș fi așteptat să intre securitatea în orice moment la mine pe ușă. În plus, au fost foarte multe lucruri pe care nu le știam și le-am aflat din această carte. Da, știam toată treaba cu cenzura, însă nu îmi imaginam să fie chiar la nivelul acela de rău, să-ți fie teamă efectiv să vorbești frate și soră într-o cameră de teama să nu fie ascultat. Și nu numai asta, chiar erau ascultați, adică telefoanele, erau microfoane, pereții erau foarte subțiri, încât se auzea dintr-o cameră, dintr-un apartament în altul, totul. Cred că trebuie să fie oribil să trăiești așa, printre turnători, printre informatori, să nu știi în cine poți să ai încredere, cui poți să te confesezi și cui nu. În plus, de exemplu, eu habar nu aveam că era infracțiune și să citești o revistă americană sau să bei o gură de cola sau toată treaba aceea cu țigările Kent, care erau un fel de monedă de schimb care te ajutau să beneficiezi de anumite favoruri, aveai nevoie de ceva, dădeai niște țigări și cumva se rezolva. Sunt foarte, foarte multe detalii în această carte pe care cumva le știam, dar nu le știam așa. Nu le simțisem la nivelul acesta. O să opresc discuția despre sfârșitul șoaptelor aici și despre subiectul pe care ea îl abordează, dar ca o concluzie, este o carte pe care eu o recomand tuturor adolescenților români și nu numai adolescenți. Este o carte și pentru adulți de altfel. Și ultima carte, dar nu cea din urmă, pe care eu am citit-o de la Ruta, este Adio New Orleans. Este al doilea roman publicat de Ruta. Iar în centrul atenției o avem pe Josie Moraine, o tânără de 17 ani care locuiește în cartierul francez al New Orleansului în anii 1950. Începutul acestei cărți este brusc și surprinzător. Mama mea este prostituată. După ce am citit propoziția, s-a fost ceva de genul, așa? Brusc? V-am spus, Ruta nu stă la discuții, intră în poveste. Nu merge cu ocolișuri la ea, cu descrieri, cu... Nu. Direct în poveste, narațiune, exact așa cum îmi place. Deci, așa cum a început și cartea, Josie este fiica unei prostituate și aflat într-un mod neoficial sub tutela unei matroane de bordel, Willie. Willie este matroana bordelului la care lucrează mama lui Josie. Lucra. Cumva dintre toate cărțile Rutei, aceasta mi-a plăcut cel mai mult. Pentru că m-am identificat foarte mult cu Josie, mi-a părut atât de rău de ea și lupta ei de a scăpa de viața la care, într-un fel sau altul, a condamnat-o mama ei, voia să părăsească New Orleans, să scape de această etichetă pe care cumva destinul i-o pusese și... Clar, să nu mai lucreze la bordel. Și nu lucra așa cum lucra mama ei în acel bordel,
și făcea curățenie. Din nefericire, Josie află pe pielea ei că nu este atât de ușor să-ți depășești condiția. Pe de altă parte, întreaga luptă a ei este reprezentată și de dorința de a-și cunoaște tatăl, pe care nu și-l cunoscuse niciodată și pe care cumva încearcă să-l găsească în fiecare bărbat care îi atrage într-un mod atenția și caută această figură paternă de care nu a avut parte. N-a avut parte nici de figura maternă, dar măcar și-a cunoscut mama și atât de nervoasă eram pe Josie când alegea de fiecare dată să-și ierte mama și credeți-mă, făcea femeia aia niște greșeli de neiertat. Nu știu de unde avea... E și asta o putere, să ierți și să mergi mai departe. Mă opresc, pentru că dacă mai continui eu să vă dau spoilere și nu îmi doresc deloc acest lucru. Sfârșitul șoaptelor este o carte de suflet pentru mine, pentru că este despre România. Însă, Adio New Orleans mi-a ajuns altfel la inimă, nu știu, datorită acestui personaj, datorită lui Josie și a luptei ei pentru a-și depăși condiția. Și am ajuns și la final, acestea au fost cărțile Rutei, probabil ar fi fost mai multe în acest vlog dacă ar fi fost publicate mai multe, eu aștept pe următoarea, desigur. Nu știu când o să revin cu următorul vlog și despre ce cărți îmi propun să vorbesc data viitoare, dar sper să nu mai dureze chiar luni de zile până la următorul. Oricum, este mai mult o activitate pe care o fac de dragul meu, pentru că îmi place să citesc, îmi place să vorbesc despre cărți. Dacă conving două persoane sau dacă sunt o mână de oameni care mă urmăresc cu drag și zic, băi, vreau și eu să citesc, nu știu, Adio New Orleans, după ce a vorbit fata asta despre cărțile astea, eu mă simt mai mult decât mulțumită. Și până data viitoare, dragilor, vă urez spor la citit. Bye!